Bună ziua! Haideți că peste câteva zile, peste 10 zile, la sfârșitul weekendului săptămânii viitor, deci la weekendul săptămânii viitor, se pare că o nouă investiție va fi dată în folosință. Vă așteptăm aici la zona Lacului Roșu, zona Donțuraș, cum coborâți de la vârful sau popasul Pongraț și cum se vede, se face în 360 de grade, s-a lansat o nouă pârtie de bob, care înseamnă pistă de bob, care înseamnă că cei care veniți în zonă veți avea o posibilitate de a asculta cântecul păsărilor pe care au auzit și acum, sau chiar ar putea să vedeți și un urs, de ce nu, și puteți să petreceți timpul liber aici într-o frumusețe îndeosebită. Domnule primar al municipiului Gheorghen, Cerghe Tibor, cum dezvoltați Lacul Roșu, zona Lacul Roșului și dacă mai aveți proiecte de viitor? Asta este o investiție privată, dar susținut de primărie. Dacă mai sunt și alte investiții și de ce credeți că turiștii ar trebui să stea aici, nu numai pentru o ciorbă sau pentru o porție de mici, ci și pentru mai mult timp? Da, deci, bună ziua, în primul rând, unde este locația actuală, da. Deci este lângă DN12, care se duce spre Lacul Roșu, înainte de stațiunea Lacul Roșu cu 3 km, aproape vis-a-vis de cimitirul eroilor din primul război mondial, deci, cum se spune, Valea Dănțuraș. Aici, cum se vede, s-a construit o pârtie de bob, care este senzațional. Încă nu-i dat în folosință, dar în câteva zile sau în câteva săptămâni se va deschide. Și felicitări pentru cei care au avut ideea asta, că nu cred că în România există o pârtie de bob care trece prin pădure. E foarte interesant și cred că este un feeling aparte pentru toată lumea care va participa și va încerca această pârtie de bob. Ceea ce privește cu investițiile, pot să spun că primăria are investiții majore și la Lacul Roșu, tot așa, care pot să spun că sunt atașat și de obiectivele turistice, dacă vorbim și despre canalizare sau iluminatul public sau chiar despre rețea de apă potabilă. Deci sunt niște probleme pe care avem deocamdată, de este în curs de rezolvare și sper că până la sfârșitul anului viitor vom rezolva problemele seculare, dacă pot să spun așa. Iar ceea ce privește cu obiectivele turistice, pot să spun că avem și o firmă a primăriei și a municipiului Gheorghen, împreună cu un oraș înfrățit din Ungaria, în care tot așa avem niște planuri și proiecte de investiții prin care vrem să modernizăm și să fie cât mai accesibil pentru turiști zona Lacului Roșu, deci lacului propriu zisă. Iar ceea ce privește deja din ultimii ani, deci anul trecut, s-a deschis niște cabine de panorame pe piscurile munților și cred că aceste intenții de investiții în turism în zona va crește în continuare. Deci turismul, aveți perspective de viitor și deci după pandemie, cred că turismul de la Lacul Roșu și deci zona Gheorghenului va crește simțitor în următoarea vreme. Mulțumesc. Reprezentantul firmei Viridis, care a realizat investiția, o investiție care a avut foarte multe obstacole, dar cu tărie ați reușit să treceți. Cum vedeți această investiție și ce sperați sau cum vedeți viitorul? Eu mai încerc o dată. Ok. Haideți. Noi am fost și suntem firma care nu are intenția de a cheltuie pe interesele proprii ale asociațiilor sumele care sunt încasate din activitatea desfășurată în cadrul turismului. Cum demonstrează? Deci reinvestiți profitul. Reinvestim profitul, deci nu scoatem bani din societate, noi reinvestim profitul și asta este de fapt prima investiție majoră pe care o facem. În afară, garanțiile pentru creditele bancare, pentru
au fost obținute după terenurile pe care între timp le-am cumpărat, pentru că avem cam cele mai prețioase terenuri din Lacul Roșu, unde tot am dorit să construim și să dezvoltăm obiective de activitate turistică. Aș aminti, cred că e cea mai cunoscută Vila Făget, care, din păcate, este în curs de o serie de procese din 2012. Din păcate, clădirea așa se pare că se va ruina complet, pentru că proces în proces și nu putem interveni în remedierea și reconstruirea frumuseții respective, unde și domnul rege Mihai sau regele Mihai a dormit cândva. Deci astea sunt obiectivele societății noastre, extinderea activităților turistice care ar ține turiștii aici să, normal, să cheltuiască bani și să se distreze, să aibă ce a face mai multe zile, mai mult timp. Cam astea ar fi... Deci înseamnă că cam începând din data de 18 sau nu știu cum este sfârșitul săptămânii viitoare, nu, acum e 18, atunci săptămâna viitoare e cam 24-25 iunie, intenționat să deschide. O să aveți toate informațiile și pe internet și în media. Totdeauna avem, din păcate, greutăți în obținerea avizelor autorizațiilor. Mai avem unul, înregistrarea acestui punct de lucru ca să putem legaliza vânzarea biletelor și să fie deschis totul, că plătim la ANAF tot ce trebuie. Și a doua este să ne trimită firma producătoare TÜV-ul, deci standardul german. În România, aici, la Iscir, sunt actele pregătite. Dacă acestea le avem, noi putem porni. Vreau să menționez faptul că încă sunt, pârtia merge, e sigură, însă trebuie să-i înfrumusețăm puțin amenajarea. Ok. Am înțeles că 25 de lei este pentru o singură urcare, dar dacă cineva vine și așa va fi biletul, sistemul de bilet, cât mai multe urcări, cu atât mai... Dacă cineva vine cu o echipă de copii sau și cumpără mai multe bilete sau copilului sau tânărului cui place, normal că dacă cumpără mai multe coborâri, o să fie mult mai avantajos prețul. Trebuie să menționez aici că poate fi folosită de două persoane, ceea ce normal că ajută la faptul ca doi îndrăgostiți, de exemplu, să nu se despartă. Da, o cerere de căsătorie aici. De exemplu, se poate face. Cine face așa, putem spune că pentru aceea e gratis urcare. Da, îi dăm. Mulțumesc. Atunci spor la treabă. Și la închidere aș dori să spun că această investiție este în zona Hășmașul Mare, Lacul Roșu, unde am înființat și o asociație de dezvoltare intercomunitare, unde pe lângă municipiul Gheorghen este membru și orașul Bălan, comuna Sfânt-Dominic, comuna Lunca de Jos, dar și mulțumesc celor din județul Neamț, Consiliul Județean Neamț, și chiar ieri am avut o ședință sus pe munte aici, la Tarcău, unde au venit și reprezentanții primăriei Dămuc. Deci asta înseamnă că această zonă, zona Lacul Roșu, Cheii Bicazului, de foarte multe ori este plin cu circuri, unde e granița, ce face, cum va fi. Aia se va rezolva prin instanțe și asta e, n-avem ce să zicem. După ce toate căile vor fi închise în litigii. Dar și până atunci, și eu asta mulțumesc vecinilor noștri, că ne-am unit forțele, că în această zonă, unde cam jumătate din parc, jumătate din pădure, aproape jumătate din tot,
este teritoriul județului Neamț, jumătate în teritoriul județului Harghita. Haideți să facem ceva, haideți să facem investiții inteligente, sustenabile. Acum realizăm planul, master planul zonei și eu sper să avem foarte multe atracții turistice, cum deja știți, cu cabanele sus, panoramice, care sunt unice în țară, cum este unic și această pârtie sau această, acest sistem de bob. Și haideți să susțineți, deci asta rugăm tuturor, nu trageți frâna de mâine sus, nu faceți circ politic, circ naționalist, de orice fel de circ, că nu ne convine, pentru că dorim ca să vină aici turiști, să plătească bani, să plece și natura să fie tot așa intact cum a fost înainte. Asta este obiectivul nostru și de aceea vă rog să faceți share la acest mic filmuleț și începând din data de 12 iunie, haideți aici, faceți și dumneavoastră o coborâre, urcare-coborâre. La revedere!